Care sunt cele mai bune energizante? Polenul și fagurii. Istoria mierii sălbatice în hrana oamenilor are aproape 10 milenii, iar de pe vremea Egiptului antic e folosită pentru proprietățile ei curative. În continuare, medicii ne recomandă un ceai călduț cu miere și ghimbir când suntem răciți și obosiți, dar și cure cu câte o linguriță pe zi dacă avem o digestie lentă. Dar în afară de miere există și alte produse apicole pe care le puteți folosi cu rol adjuvant în tratamente alopate. Păstura este numită pâinea albinelor, e alimentul de iarnă al lucrătoarelor stupului. Câte un grăuncior luat zilnic fortifică organismul, spun apicultorii. Polenul este o simfonie de culori. Albina poate căra de la floare la stup câte o bobiță lipită de fiecare picior. Sunt sute de nuanțe de la galben pal la roșu intens, dar cel mai straniu este polenul negru. Polenul poate fi luat câte o linguriță pe zi și sporește rezistența la boli respiratorii. Trecem la o cremă cu miere. Un amestec cu coajă de ou de la țară uscată și transformată în pudră. Acesta este propolisul, un cocktail din rășini de copac, sevă de plante și polenuri de flori, preparat desigur tot de albine. Câteva bobițe dimineața chiar și pe stomacul gol. Conține mici particule și de ceară, gumă de mestecat. Face foarte bine pentru dantură. Există încă două produse ale stupului cărora apicultorii le asociază din experiență empirică beneficii în vindecarea afecțiunilor intime ale ambelor sexe. Lăptișorul de matcă e făcut din larva reginei albinelor și ar susține vindecarea problemelor ginecologice. Iar lapilarninul e obținut din larve de trântori, recoltate exact în momentul când cantitatea de testosteron este maximă. Iată un parteneriat dintre fruct și livadă, menit să le ofere copiilor o ciocolată de albine. Pare un șerbet, dar nu are nicio legătură cu șerbetul. Și tot pentru cei mici, faguri sub formă de caramele. Sunt foarte puține interdicții pentru consumul produselor apicole. Totuși, înainte de a începe o cură, cereți sfatul medicului. Relatează știrile ProTV.ro.